Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Amin. Și dacă noi primim aceste binecuvântări de la Tatăl și de la Fiul, după cum scrie în Apocalipsa, acelui ce șa de pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, slava, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Vreau să deschideți Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 7. Și din acest capitol, care este o scrisoare răspuns a apostolului Pavel, să învățăm câteva adevăruri sau să ni le reamintim, să ni le fundamentăm. Versetul 1. Cu privire la lucrul despre care mi-ați scris. Deci, corintenii l-au întrebat și el le-a trimis un răspuns în scris. El vorbește așa cum apar aici niște titluri despre cei căsătoriți, despre cei cu probleme în căsătorie, despre cei necăsătoriți. Și aș vrea să privim, așa cum spune aici în versetul 7, la cele două situații care pot să apară în viața unui om. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Ce voia să spună? Versetul 8 ne explică despre ce e vorba. Celor nesurați și văduvelor. Deci, este categoria celor necăsătoriți. Fie că n-au intrat în viața de căsătorie, fie că au rămas singuri și au ieșit din viața de căsătorie. Categorie în care era și apostolul Pavel și îl dorea ca și alții să fie ca el. Cu alte cuvinte, se considera fericit în condiția aceea. Dar nu pot să fie toți așa. Și dacă ar fi aici să facem un calcul, să numărăm luând la socoteală și copiii și tinerii, nici nu știu din care categorie sunteți mai mulți. Deci dacă punem copii și văduv la o altă și căsătoriți în partea cealaltă, pe unde bate balanța, în controclină. Dar apostolul spune așa, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, adică să fie necăsătorit, și altul în altul, ca să fie căsătorit. De aceea el le vorbește, versetul 8, celor nesurați și văduvilor, o categorie, versetul 10, celor căsătoriți, altă categorie. Cum a tristețea ar fi să fie cineva necăsătorit să-și dorească să fie căsătorit, adică să vrea să treacă în categoria cealaltă și să nu poată. Că dintr-o categorie în alta nu poți trece singur. Să fii căsătorit trebuie să mai ai nevoie de o persoană, nu? Că să treci de la căsătorit la necăsătoriți, la despărțiți, iar trebuie să fie implicată o persoană. Sunt niște rânduieli care ne fac să depindem unii de alții, bine ar fi de Dumnezeu, așa cum scrie aici. Pentru necăsătoriți sau căsătoriți, apostolul are aici porunci de la el, spune în versetul 10, de la Domnul. Are însă și sfaturi, unde nu sunt porunci, versetul 25, cât despre fecioare, ceea ce în original ar însemna și logic și din text, cât despre cei necăsătoriți, feciori sau fete, n-am o poruncă. Sau scrie tot el în versetul 40, dar după părerea mea, deci e o părere, un sfat, așa cum mai scrie aici. Și sfatul acesta este avizat totuși, pentru că spune în finalul versetului 40, și eu cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Să spunem și noi ca Duhul Domnului să ne călăuzească în aceste sfaturi, dar să ne călăuzească și în aceste mutări care se fac. Pentru că scrie la un moment dat în versetul 39 că poate să rămână singură o femeie văduvă, de exemplu, sau o fată, sau poate să mărite cu cine vrea numai în Domnul. Adică trecerea dintr-o categorie, într-o situație în alta, ar trebui să-L implice pe Domnul. Pentru că, de altfel, și unii și alții ar trebui să fie credincioși Domnului. Dat fiind această situație, vreau să mă adresez mai întâi celor necăsătoriți. Și să le citesc de la versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat. Fanfariști, nu sunteți însurați, nu? Și pentru voi asta. Se îngrijește de lucrurile Domnului, vine la repetiții, nu? Vine și cântă. Cum ar putea să placă Domnului? Sau cum spune
Același Pavel, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5, pentru femeile văduve, dar văduve cu adevărat, care nu mai au nici copii, nici nepoți, mai rar întâlnit, dar și cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cere și rugăciuni. Revin la 1 Corinteni 7 și mă adresez la fete. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Amin? Adică așa sunteți? Versetul 5. Vă spun lucrul acesta pentru binele nostru, nu ca să vă prind într-un laț. Adică Pavel nu voia să-i țină arestați în situația asta, să nu îi lase sau să nu îi lase să se căsătorească, ci pentru ceea ce este frumos. Rețineți, băieți și fete, până nu ești însurat, e frumos. Scrie Pavel asta. E un dar de la Dumnezeu să trăiești această etapă a vieții, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Am citit în 7:7 că unii au darul într-un fel și alții într-altul. Care e darul celor necăsătoriți? Rezultă din versetele ce le-am citit. Darul de a sluji Domnului fără piedici. Adică nu depinzi de nimeni. Asta nu înseamnă că nu trebuie să asculți de părinți, dar tu, ca persoană individuală, ești împiedicat. Poți să te rogi când vrei, poți să postești când vrei, poți să vii, cum spuneam, la repetiții, poți să mergi în misiune, poți să decizi să devii misionară, băieții cu atât mai mult, liber, fără sarcini. Bucurați-vă de această perioadă. M-a sunat astăzi un băiat de undeva din Europa și îmi spune: frate, m-am botezat nu de mult și am vrut să mă dăruiesc Domnului, să slujesc cu toată inima, dar am văzut o fată și mi s-a părut simpatică și m-am sunat-o, până la urmă am vrut să mă întâlnesc cu ea, să vorbesc, dar ce mi-am dat seama că e prea timpuriu, mai am un an de școală. Și i-am spus, zice: frate, n-am pus mâna pe ea, numai cât am dat pacea Domnului cu mâna. Deci sunt curat, nu-i problema asta. Dar zice, fata suferă, adică ea ar vrea să se căsătorească. Uite, în seara asta vreau să-i liniștim pe toți, prin cuvintele Apostolului. Slujiți Domnului, că în felul acesta nu veți mai putea sluji niciodată. Eu vin de vreo 15-17 ani la Nădlac și aici toți s-au perindat, că au crescut alții, nu? 17 ani în urmă, poate unii nu erați născuți atunci, nu? Și pe următoarea dată când veneam, poate erau acolo în sală sau pe undeva cu un copilaj sau la mama și copilul, sau poate acasă, și nu mai puteau să cânte. Nu mai puteau să slujească. Soția mea acum vine cu mine în misiune, că ne-au crescut copiii. Înainte de căsătorii, fusese în misiune în 10 de biserici. Când au început să apară copiii, mă duceam singur. Dar nu putea să umble cu copilașii după ea în misiune, nu? Rămâi însărcinat, nu mai poți să postești așa. Băieților, când te însori, vorba lui Iacov, să-ți muncesc pentru casa mea. Acum poți muncești din an de zile, n-ai adunat niciun ban, nu te ia nimeni la rost. Poți, îți mai zice tata, băi, băi, te faci ceva economii. Dar după ce te însori, nu mai merge așa. Atunci Doamna cere contul. Și îndreptățită să o fac. Deci bucurați-vă de perioada aceasta și slujiți Domnului. E foarte important, însă nu oricum. Iată ce am citit aici, recitesc despre fată, valabil și pentru băieți. Să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. De ce fac mențiunea aceasta? Scrieți în versetul 9, dacă nu se pot înfrâna, deci dacă nu pot să își păstreze, cum spune unul sau în 4:3, vasul în sfințenie și cinste, atunci schimb gama. Dacă nu poți să cânți așa sus. Asta este situația. De slujirea celor necăsătoriți se cere a fi în condiții de sfințenie.
Nu că amână să se căsătorească, dar ei nu se pot înfrâna și au probleme cu poftile trupului. Atunci, la însurătoare. Dacă reușiți să vă păstrați sfinți, aveți liniștea unui singur legământ. Asta spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 56, versetul 3. Famenul, era vorba de cei ce nu puteau, practic, fizic, să se căsătorească, să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Din mine nu va crește niciodată nicio ramură, nu o să-mi poarte nimeni numele. Căci așa vorbește Domnul famenilor și noi, actualizând pentru tema noastră, celor necăsătoriți, care vor păzi sabatele mele, care vor lege ce mi este plăcut, așa am citit și în 1 Corinteni 5, să placă Domnului. Nu putem să slujim oricum. Dacă nu-i place Domnului, nu suportă, nu vede Domnul de bine una cu alta. Și vor străui legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Asta înseamnă un avantaj mai mare decât al familiștilor. Cine-ți minte? Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și asta spune apostolul aici în 1 Corinteni, capitolul 7, că slujirea poate să fie mai bogată, pentru că există libertate mai mare, pentru că nu există obligații. Și în încheierea acestei idei, vă spun că slujirea noastră de pe pământ va fi răsplătită în cer. Deci voi nu pierdeți vremea. Am fost undeva și în biserica aceea, o biserică mai mare, erau mai multe fete care, așa spunem noi, și cum spune apostolul Pavel aici, versetul 36, le trecuse floarea vârstei, că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, și au stat până la 30-35 de ani și apoi s-au dus cu cine a venit. Botezat, nebotezat. Și spuneam la una din fetele ce rămânsese credincioasă, dar era și ea într-o așteptare de n-aia cu o lungă răbdare. Și uneori mai obosește răbdarea ca la evrei în drumul pustiei. Și i-am zis, bucură-te că ai avut parte de o feciorie întreagă. Adică, nu direct din etapa de copii, l-a intrat direct în etapa să ai copii. O feciorie, până la 30 de ani, cu toată libertatea. Cunosc astfel de fete care au rămas liniștite, nu s-au stresat. Am în minte una care la 27 de ani, una la 29, s-au căsătorit bine, cu băieți buni, credincioși, și au spus, frate, am slujit Domnului, țin minte că una dintre ele avea un serviciu bun și mai venea și ne aducea bani să dăm la săraci. Cealaltă iarăși a putut să fie dedicată Domnului. Și toate astea sunt purtătoare de răsplată. Dumnezeu să binecuvânteze pe tot ce se află în perioada aceasta. Iar dacă sunt unii care au rămas văduvi, statistic vorbind, mai mult sunt văduve decât văduvi, nu știu dacă și la dumneavoastră. Femeile trăiesc mai mult în toată lumea, interesant. Un vas mai slab care ține mai mult, asta e femeia. Așa. Ei, perioada asta poate să fie folosită. Dar tot numai, dar dacă nu te-ai obișnuit din viață să slujești, nu știu dacă chiar la bătrânețe așa o să fie o reconversie profesională, spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, citesc de la versetul 9, văduvă, ca să fie scris în lista vădul trebuie să n-ai mai puțin de 60 de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, în ideea că dacă am avut și alții, o lăsam pace, că poate din nou se duce dacă vine un altul, avea libertatea să căsătorească, evident. Dar ce vreau să prind aici în versetul 10? Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, făcute de-a lungul vieții. Și acum la bătrâneți, o astfel de femeie, nu cred că va spune, am ieșit la pensie, nu mai fac nicio faptă bună, gata. Am făcut destul până la 60 de ani, punct. Nu. Cred că dacă au crescut copiii, va ajuta și la nepoți. Dacă a fost primitoare de oaspeți, va fi mai departe. Dacă a ajutat pe cei norociți de asemenea și tot așa,
Ultimul aspect, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Este la noi în Arad o soră care are vreo 65 de ani, deci ar putea fi trecută pe listă. Și am vorbit recent cu ea, era împreună cu soția, spunea că nu o doare absolut nimic, nici măcar măselele. Astăzi a venit o soră de 82 de ani să o ajute pe soția să facă ceva. Am întrebat-o și pe dumnea ei. I-a spus soția să stea jos până curăță niște pere. A spus nu, să stă în picioare. Nu, o doare absolut nimic. Dacă nu o chemăm uneori să o mă ajute pe soția, că la noi sunt numai bărbați, e singură femeie, zice, nu-ți place cum am lucrat sau te-ai supărat pe mine? E drept că e și foarte curată ca o farmacistă. Și femeia asta a lucrat 28 de ani pe calea ferată cu târnacopul în mână. Și repet, la 82 de ani, nu, o doare absolut nimic. Excepții, nu? Alții, ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate. Nu? Alții și mai greu sărmani, simt durerile în toate. Așadar, în condiția aceasta, fără obligații imediate și directe, se poate sluji lui Dumnezeu. Cum spuneam, sora asta pleacă, în ce zi vrea și la ce familie vrea. Dar una care e măritată poate să spune dimineața la bărbat, vezi că eu astăzi plec, unde? Să ajut pe o soră, femeia astăzi trebuie să îți faci datoria în familie și apoi, dacă și numai dacă. Da, deci acesta e darul nefamiliștilor, darul de a sluji în libertate, fără alte constrângeri. Dar să vedem ce e cu noi care ne-am însurat. Și cum spuneam la început, nu putem trece din categoria asta în cealaltă. Că mai este care regretă, spunea o beată femeie, frate, știi când mi-a început calvarul? În seara nunții, când m-a luat la rost că fiind mireasă m-am uitat după alții, gelozia a intrat pe rol. Și apoi au intrat alte și alte necazuri. Dar să vedem cum pot să slujească familiștii. Noi nu mai putem să slujim lui Dumnezeu? Iată ce spune Scriptura despre familiști. 1 Timotei, capitolul 2, despre femei, versetul 15, totuși femeia va fi mântuită prin nașterea de fii și acum apare slujirea, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, asta înseamnă slujire sfântă, nu? În dragoste și în sfințenie. Pavel îi scria asta lui Timotei pentru că el însuși era un exemplu, 2 Timotei 3 cu, la mai întâi 2 Timotei 1 cu 5, mi-aduc aminte de credința ta neperfăcută, care s-a sărășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încrețat că și în tine. Și apoi 3 cu 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, pentru că mama și bunica s-au ocupat de acel băiat. Și dacă sunt mai mulți, cum am citit în 2 cu 15, mămica are și mai multă treabă. Fiica noastră a fost astăzi la noi cu copilașii ei. Am muncit la cele gospodărești și fiind din nou însărcinată, i-am spus să stea, că muncim noi care suntem mai în putere, dar n-a stat nici atunci, că și-a adunat copilași în jur și a apucat să învețe versuri. Deci există și pentru cele căsătorite loc de slujire. În primul rând, cei din familie. Pentru că spune în 1 Timotei 5 cu 8, dacă nu grijește cineva de ai lui, și care-s primii pe listă? Și mai ales cei din casa lui s-a lepădat de credință. Dar ca și credincios trebuie nu să te lepe tu de credință și să te lupți ca să ajungă și ceilalți la credință. Dacă e bărbatul necredincios, iarăși femeia are loc de slujire, nu mai poate merge în misiune, dar face evanghelizarea acasă. 1 Petru 3 cu 1, nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor.
este un loc de slujire. Hai să citim și pentru bărbat, unde și cum ar putea să slujească. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 35. Dacă femeia vrea să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe bărbat acasă. Surorilor căsătorite, faceți ce vă spun că e în folosul dumneavoastră. Provocați bărbații să răspundă la întrebări. Și așa întrebați ce ar trebui să învețe ei pe copii. Pentru că în familie trebuie să fie învățătură și de asta e responsabil bărbatul. Să-i explice soției, când vii acasă de la adunare, dragă, ce ai înțeles asta? Sau dacă e acasă cu copii. Trebuie să-i transmiți lecția, nu? Sperăm că nu se supără ca Izabela când i-a spus Ahab ce lecție o predat Ilie și să blesteme pe predicator. În ce privește relația tatălui cu copiii, avem un verset frumos, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, general, 11 pentru tați. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drept copiii. Versetul 11, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Să știți că exercițiul ăsta nu e chiar ușor. Poate uneori e mai ușor să predici de la amont decât să te ocupi de copii, nu? Iei banul pe ce? Ba, unui mic, unui mai mare, trebuie să-i explici pe rând, așa ca și când e un singur învățător de la întâia până la a patra. Dar asta este. Mi-amintesc că atunci când eram necăsătorit, îmi permiteam să citesc Biblia de două ori pe an. Când m-am căsătorit, am văzut că rămân în urmă. Și atunci am decis, până erau copiii mici, cărțile mai ușoare să le citesc cu ei. Cărțile mai grele, citește din Biblia un copil de 3 ani, profetul Ezechiel. O să spună, tata când îl întâlnesc, îl întreb de ce o scris o carte așa încurcată. Acele le citeam singur. Și apoi copiii vin cu întrebările lor și trebuie să te cobor la clasa 1, să încep cu abecedarul și... Asta e lecția. În viața de familie e slujirea noastră. Și de ce spun că e mai grea decât cea de la adunare? Aici predicăm, spunem amin și am plecat. Acasă vezi dacă soția și copiii sau respectiv soțul trăiesc, dacă împlinesc. Și apoi urmează partea cealaltă, rugăciune, post, efort. Și aștepți. Spune Pavel aici în 1 Corinteni, capitolul 7, citesc de la versetul 14, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Dar uneori nu se sfințește doar atât cât bați în palme. Pui mâinile pe el și spui, te sfințesc, bărbat. O, ușor ar fi. Durează operația asta uneori ani de zile. Și nevasta necredincioasă, nici așa nu e ușor, este sfințită prin fratele. Aici este un efort. Almintirea copiii voștri ar fi necurați, că dacă amândoi ar fi nepocăiți, doar și copiii ar fi tot acolo, pe când acum sunt sfinți. Deci, măcar unul, dacă depune efort în familie, sunt șanse pentru celălalt, pentru cealaltă, soția fiind, și pentru copii. Dumnezeu să vă ajute pe cei cu familii mixte să puteți să o scoateți la liman, să-i aduceți la credință. Să vă dea Domnul harul acesta. Noi în biserică am avut o situație, s-a botezat o soră acum 4 ani și soțul ei, ateu fiind, s-a botezat și el anul acesta. Ce bucurie avea sora! Numai ea știa ce era în inima ei, cum scrie, că fie atunci când e vorba de bucurie sau un necaz, străinii nu pot să ia pulsul și să-i știe măsura întreagă. Așadar, frați și surori, să știm că
Dacă ne-am angajat ca și familiști, slujirea noastră privește în primul rând familia. Dacă se poate să facem ceva mai departe, Doamne, ajută. Dar cel puțin aici suntem datori să o facem. Acum, dacă privim numai la datoria asta, poate am zice ca și ucenicii, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și cu nevasta, nu-i de folos să se însoare omul. Eu am citat exact cuvintele lor. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat aici așa, 4:38, cine-și mărită fata bine face și cine nu o mărită mai bine face. Dar asta să nu fie vorba de voi, nu? Fie vorba de vreo altă. Căci femeia măritată este legată. Și voi nu sunteți încă legată. Dar rețineți să nu înțelegem greșit cuvântul Apostolului Pavel. Iată ce zice el în versetul 26. Iată, dar ce cred eu că este bine având în vedere strâmtorarea de acum. Deci nu este un sfat general ca oamenii să fie împotriva vieții de familie. S-a mai întâmplat asta în primele viacuri, când a apărut monahismul. Au fost unii din părinții bisericii care propovăduiau un fel de celibat radical, să stai în familie, dar să nu fie pentru tine soția ca soție și soțul ca soț. Au mers până acolo unii dintre ei, oamenii care au lăsat cărți în istorie și au avut un nume, spunând că Dumnezeu putea să se mulțească rasa umană altfel, fără relația soț-soție. Vă dați seama că e o eroare asta. Deci Pavel spune că n-ar fi indicată căsătoria în vremuri grele. Versetul 26, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine. Deci iată când, în ce condiții este bine. Pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește, că de aceea nu-i poruncă, pro sau contra. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Acum, părerea mea că darul de familist include un pachet mai mare. Aici sunt drepturi și obligații. Sunt lucruri care plac, că celălalt trebuie să-ți facă pe plac, așa e scris, și sunt lucruri care trebuie să le faci tu pe placul altuia și poate nu-ți plac ție. Dar asta este. Cred că vremurile de strâmtorare recomandă absența căsătoriei și ca să vă dau un exemplu, că Pavel era inspirat, Ieremia, capitolul 16, când i-a sfătuit pe unii să nu se căsătorească. Să ne amintim și de cuvintele Domnului care spunea referitor la anul 70, a zis, fai de femeile care atunci vor fi cu bebelași. Dar Ieremia 16, versetul 2, Domnul i-a vorbit, să nu-ți iei nevastă. Poate fi vrut și Ieremia să însoare. Și Dumnezeu a spus, nu nevastă, să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Dar de ce? Așa vorbea și Domnul despre fii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care vor naște și despre tații care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boală rea. Nimeni nu-i va plânge, nu-i va îngropa, ci vor fi un gunoi pentru pământ. Vor peri de sabie și de foame, trupurilor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Apoi, în condițiile astea, bine l-a învățat să nu se însoare, nu? Ți-i însori să-ți vezi nevasta lovită urgent de boală, tu să mori. Da, dar uitați-vă că asta depinde de vremuri. Totul depinde de vremuri și împrejurări. Pentru că totul Ieremia scrie în capitolul 29, citesc de la versetul 6, cuvântul lui Ieremia, omul căruia Domnul a spus să nu se însoare, le spune alții să se însoare. Dar de ăștia nu erau la Ierusalim, ăștia erau duși într-o anumite localități, ăștia erau acolo liniștiți, acolo nu era război. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii, măritați-vă fetele să facă fii și fiice, adică să aveți nepoți, să vă mulțiți acolo unde sunteți, să nu vă împuținați, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. Deci Dumnezeu voia să dea bine și binecuvântare în locurile acelea. Mai există un aspect care poate determina la căsătorie. Dacă strâmtorarea recomandă absența căsătoriei, spune în 7:2, totuși, hai citim și 7:1 că e legat.
Cu privire la lucrul despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, adică să stea necăsătorit. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să aibă bărbatul ei. Și a spune că în vremea noastră, datorită imoralității, cum nu a mai fost, totuși e recomandată căsătoria. Sub acest aspect, tinerii noștri, unii sunt foarte sinceri și spun direct, spun frate, oriunde mă întorc, sunt numai femei mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Ispite, provocări. Și am auzit pe unii dintre tineri spunând, și asta spune și Pavel, aș mai sta așa, dar sunt prea ispitit. Provocări. Familia este o protecție împotriva imoralității. Amintiți-vă de pilda lui Nathan pe care i-a spus-o lui David. La un bogat a venit un călător. Călătorul cerea mâncare. Avea oi destule. Dar a luat oaia vecinului sărac. Cine era bogatul? David. Cine era oile alea multe? Nevestele. Cine era călătorul? A venit pofta. Avea nevastă, putea merge la care vrea, la două. Atunci avea mai multe. Dar n-a mâncat din oile lui și știți, oița săracul era Batseba. Dar dacă ar fi venit călătorul și el n-avea nicio oaie, atunci ar fi zis, am fost ispitit să sar gardă. A venit călătorul ăsta și tare flământ. Deci familia este o crotire împotriva acestor pofte. Și, stimate surori căsătorite, vedeți, când vine călătorul ăsta la bărbați, fiți acasă. Ca să nu fie ispitit să se uite dacă nu cumva e oița vecinului prea aproape de gard. Așa e scris, din pricina curviei, deci din pricina acestor ispite trupești, care acum sunt o provocare foarte puternică, fiecare bărbat și respectiv fiecare femeie. Sunt și situații în care bărbatul a plecat din țară și atunci nevasta era ca fără el. Și el fără, ca fără nevastă. De aceea spune aici că problema asta nu e ușoară. În familie să intri, să ieși, să viețuiești, totul se face la înțelegere. Versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț decât doar prin bună învoială, pentru un timp. De ce? Ca să vă deciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana. Uneori vine și satana cu călătorul ăla. Din pricina nestăpânirii voastre. Asta e realitatea. Acum, fiecare bărbat trebuie să știe ce cere trupul soției și fiecare soție să știe ce cere trupul bărbatului. Într-o zi mă sună un bărbat și spune, frate, uite, eu mă duc în vizită de atâtea ori, într-un termen de. Spune, frate, cal prea des casa aproape lui. Era vorba de nevastă, înțelegeți noastră. Zic, nu, frate, ești om sănătos și normal. Închid telefonul și mă sună o soră, nu-i cunosc pe niciunii. Frate, bărbatul meu, uite, să deschidă poarta grădinii mele. Dar toate au fost la interval de 10 minute, știți, astea două. Adică unii, sau unele, cred că are drept, n-are drept, prea des, prea rar. În privința asta, ai drepturi, dar ai și obligații. Și trebuie să te gândești la celălalt, nu la tine. Că asta înseamnă familie. Dați-mi voie să vă citesc încă o dată și sub alte cuvinte, versetul 32. 33. Cine este însurat trebuie să placă nevestei. Versetul 35. Cea măritată se îngrijește lucrurile lumii cum să placă bărbatului. Că darul de familist, cum vă spuneam, e la pachet. Ai nevastă, ai o oiță acasă care mănâncă din aceeași farfurie cu tine, numai că farfuria trebuie să fie plină. Și bărbatul trebuie să aducă bani și femeia trebuie să
Îi cheltui, dar nu pe toți. Dragii mei, m-a întrebat, de mai multe ori am fost întrebat, care sunt lucrurile astea a lumii în care bărbatul se placă nevestei și nevasta să-ți placă bărbatul? Unii cred că astea sunt dacă bărbatul îi cere să fie bronzată și să umble ca nu știu care și nu știu cum. Nu despre asta scrie aici. Ci despre ceea ce spune Apostolul Pavel. Vă citesc exact ca să nu ziceți că fabric e un răspuns. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14. Iată care sunt lucrurile de care trebuie să se îngrijească odată măritat. Vreau doar că vă ziceți să se mărite, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivit niciun prilej de ocar. Să nu fie ca cele în versetul 13. Se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Adică n-au treabă acasă și umblă din casă în casă. Acum e mai ușor de umblat din casă în casă cu telefonul sau pe net, nu? Și nu numai că sunt leneșe, dacă e vreun om, bărbat sau femeie, leneș sau leneșe, ăsta nu trebuie să se însoare. Sunt și limbute, iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbite. Aia spune, vreau să se mărite și să-și vadă de casa lor. Versul 16, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute, sau versetul 4, copiii se desprindă să fie evlavioși, și asta înseamnă, cred, să fie căsătoriți dacă părinților lor sunt deja bătrâni, nu? Și să răsplătească ostenile părinților lor, că lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta e viața de familie. Trudă, o mamă cu mai mulți copii trebuie să pună sute de borcane și de sticle pe o iarnă, nu? Și când se golesc, ea trebuie să le spele. Și la anul să le pună din nou. Și bărbatul să muncească și iar să muncească. Spuneau o familie din Bucovina, știți că acolo bărbatul e cu casa și băiatul e cu casa și fata e cu zestre. Și ăsta a avut 7 fete. Zice, frate, mi-o ars casa de 7 ori. Măi, de ce incendiu da peste tine? Niciun incendiu, frate, dacă fiecare fată care s-a măritat mi-a golit casa. Că trebuie să umplă casa care a făcut de băiatul și ca să o umplă pe aia, o golit pe a noastră. Și nevastă trebuie să facă altele din nou, da? Slavă Domnului că acum nu mai trebuie să toarceți, nu? Așa, parcă o văd pe bunica cu fusul, ceva mișcat de ăștile în forma asta, dar eu nu știu, nu? Încă am prins, când eram copil mic, duceau câine pe la apă și aveau o meliță din aia. Acum e mai ușor, nu? Ce muncea bunica o săptămână, dumneavoastră să cumpărați cu un leu de la second. Dar treabă tot rămâne, că acum sunt alte pretenții. La bunica era pe mânt pe jos în casă. Acum s-au complicat lucrurile. Asta este viața de familist, la pachet. Ai nevastă, dar la nevastă trebuie casă, nu? Ai bărbat, la bărbat trebuie mâncare. Vreți să fiți împreună? Vin copiii. Apoi ăștia le vor pe toate. Așa că eu am ajuns la concluzia că nu sunt în stare să dau un răspuns cum e mai bine, însurat sau neînsurat. Cum de asemenea încă n-am un răspuns ce e mai ușor să fii în viață, bărbat sau femeie. Că uneori dacă stai să te gândești ce e mai ușor să fii bărbat, noi nu naștem, mi-a dat trudă, suferință. Dar dacă te gândești și responsabilitatea are un bărbat, mi-a să vă gândiți să fii femeie, e greu asta, sufer, dar ai responsabilitatea mai puțină. Nu știu ce e mai ușor și ce e mai greu. E un dar și una și cealaltă. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să fiți niște soți și niște soții bune. Pentru că asta este întrebarea în final la care trebuie să răspundem, dacă în postura în care suntem ne-am făcut cu adevărat datoria. Spune versetul 3, bărbatul să împlinească față de nevastă datoria de soț. Acum, aici se referă în primul rând la aspectul fizic, dar datoriile sunt mai multe. Ți-ai făcut datoria față de nevastă să Efeseni 5 să o iubești ca Domnul Hristos, să o sfințești, să o mântuiești. Asta datorie, nu? Asta de aici e ușor de plătit. Dar cealaltă, femeia, nu doar să fie supusă soțului aici în plan fizic, să fie supusă în toate lucrurile. Și stai că scrie în Biblie și la cei ce nu-s nici bun, nici blânzi.
este câte un bărbat, de până moare îți vine să zici de mai multe ori, Doamne iartă-l, că după aceea oricum n-are rost. Dar asta este. Și trebuie să te achiți de aceste sarcini. Dumnezeu să vă ajute. Scria undeva în revista Lidia mai cu ani în urmă că erau două surori, una măritată, una nemăritată, și cea măritată a avut o festivitate, ceva în familie, cealaltă a venit. Și după ce au plecat invitații, au rămas amândouă să spele vasele, să povestească. Și cea nemăritată zice, auzi, dragă, toată ziua m-am gândit la tine, fericit ești tu. Tu îți aștepți seara să vină soțul, copiii, spun un sărut mâna, te îmbrățișează, ei în brațe, cu cine povesti. Eu vin la casa goală, dacă am făcut mâncare de seara am, dacă nu, să-mi fac de acum. Nu mă întreabă nimeni dacă mă doare ceva. La care sora îi zice, eu toată ziua m-am gândit la tine. Ce fericit ești tu. Tu îți faci mâncare la barbat, pe tine nu te scoală noaptea copiii. Astea două erau cam nefericite. Dumneavoastră cum sunteți? Spun în încheiere, să ne bucurăm de condiția în care suntem. Ești însurat, nu spune cum scrie Iov 29, oh, cum nu mai pot să fiu ca zilele mai dinainte. Bucură-te găsind frumusețea vieții de familie. Te-ai măritat? Eu obișnuiesc să întreb fetele care urmează să fie mirese. Dragă, ești hotărâtă? Vezi că femeile sunt mai schimbătoare, nu? Poți să te măriți, te apuci de plâns, vine să pleci la mama ta. E gata! Se schimbă scena cu totul. Că la noi în Apuseni era o vorbă, că fata când aude măritat, crede că e glumă. Dar când aude că se apropie muzica de casă, e de plecat. Asta este. Pleci și nu te mai întorci. Deci se... Gustăm, dacă sunt copii mici, gustați bucuria de a fi mamă cu copii mici. Am că plâng, că fac febră. Las. Acum sacii și le poți spune tu comprese. Când vor fi mai mari, sunt la telefon și nu-ți răspund. Atunci așa le-ai pune tu comprese, nu-ți fii acasă, nu? Cât îți de mari, pe tot trupul i-ai unge, cu lapte. Ca și când au febră mare, numai să fie acolo, dar s-au dus. Când sunt mai mari, bucură-te de vremea aceea, nu? Mai ajuns bunic, bucură-te de vremea aceea. Când spune Solomon Ecclesiastul 7, în ziua fericirii fii, fericită, adică valorifică ziua, că alta e cu necaz, te necăjești atunci. Mă, nu știu cum se face, că noi avem noastră tare multă nemulțumire, care aduce și alte stări vinovate. Deci să ne bucurăm de fiecare zi, da, e cu cruce, frate. Da, dar crucea e pe câte o zi, e măsurată, trece. Și chiar dacă aveți probleme în familie, să știți că în întristări, cum avem noi și o cântare în întristări, sunt bucurii. Și chiar dacă cineva a rămas singur, este aici la Ortișoara, o soră rămasă cu 10 copii. Și ne-a spus de mai multe ori, frate, am momente în care zici că mă pierd și dintr-o dată mă învăluie așa o îndurare și un har de la Domnul și Dumnezeu îmi dă liniște și pace. Chiar și în asemenea situații, Dumnezeu are puterea aceasta. O fată tot așteaptă să mărite și să mai bucure și în perioada asta vei să mărite și asta și cealaltă. A, păi să mai și mărite băiatul la care s-a gândit ea. Ziua aceea de nuntă zici că e de mormântare. Auzi, acela nu te-a iubit, de-aia nu a venit, las că vine altul, care merită să-i deschizi poarta. Deci să ne bucurăm de fiecare situație, slăvit să fie Domnul. Să nu fiți necăjiți, niciunul. Bucurați-vă. Eu sunt așa mai optimist de felul meu, de la natură, datorită temperamentului. Dacă mai îndă Domnul și ceva credință, mai fac bucurie și la alții. Dar știu că nu sunt toți ca mine. De exemplu, și scumpa mea soție, ea e din categoria celor care se pricep să se necăjească. Nu-s toți la fel. Și probabil că așa ne rânduie Dumnezeu unul ca să mai înveselească și pe altul. Mi-amintesc că eu sunt din Apuseni, de la munte, și aduceam cu tata un car cu fân
Și coboram pe o pantă cu toate patru roțile împiedicate. Ne grăbeam, știu eu din ce motiv, și am atins cu biciul un bou. Și atunci s-a dat într-o parte, a făcut așa un 90 de grade, s-a răsturnat carul. Și eu zic către tata, băi, zic, fânul ăsta e isteț. Nu-i place numai cu carul, las că îl mai duce la iarnă cu sania. Și tata zice, băi, deloc să ne căjești, tu te râzi, dar să nu mai încărca din nou carul plângând. Mai bine ne bucurăm, uite, fânul isteț, vrea să-l încărcăm de două ori. În car, în sania, vedem noi. Deci trebuie să te bucuri că Dumnezeu îți poate da bucurie și har. Că dacă te necăjești, nu cred că neapărat vine Dumnezeu și îți face mari împliniri. M-a auzit recent o prorocie pentru cineva. Adică am fost să facem ungeri la niște mămici cu copilași bolnavi. Așa plângeau copilașii în brațe. Și a zis Domnul prin Duhul Sfânt, printr-un frate slujitor care e acolo, dacă nu veți cârti, dacă veți găsi cuvinte de mulțumire și veți spune, Domnul se va îndura de noi, dacă nu astăzi, mâine, veți grăbi îndurarea Domnului. Dar dacă vă veți manifesta nemulțumirea, nemulțumite și la bărbat, nemulțumite și că nu-s cu copiii asta și că nu asta, apoi, dacă ai apucat pe panta asta, o să mergi până în rai, tot pe umbră. Du-te pe soare, frate. Mai dă câte o umbră așa, dar trecem de partea cealaltă. Dumnezeu să vă dea îndurare, necăsătoriți sau căsătoriți fiind. Amin.